Președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur anunță că în prima ședință de Consiliul Județean va supune spre aprobare un proiect în valoare de 4,6 milioane de lei finanțat prin PNRR, componenta 15, educație, care are în vedere câteva capitole. Șeful administrației județene a precizat că prin acest proiect vor fi dotate cu echipament digital pentru învățământ în mediul virtual 116 săli de clasă din cele șase școli speciale, 63 de clase cu mobilier specific, o sală de clasă de la grădinița specială Fălticeni cu mobilier tip sport, un laborator de matematică fizică digitală la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, 11 cabinete de asistență psihopedagogică cu echipament digital la toate școlile, un cabinet de religie la Câmpul Moldovanesc, o sală de sport la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Suceava, 10 ateliere de practică cu echipament digital, la Liceul Tehnologic Special Bivolărie și Centrul Școlar de Educație Inclusivă Suceava, 4 laboratoare de informatică cu dotări digitale la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Suceava, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Centrul Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Andrei din Câmpul Moldovănesc și școala profesională specială a câmpului moldovenesc. Prin aceste dotări se are în vedere asigurarea de standarde la nivel european pentru toți elevii din învățământul special din județul Suceava.